Salutare! Thomas Edison, omul care a inventat becul, a avut un ucenic, un ucenic pe care îl cunoaștem cu toții, Nikola Tesla. Ei bine, în 1885, el împreună cu încă un domn ar fi construit prima și cea mai mare centrală hidroelectrică din lume, care dădea energie întregului New York și bună parte din provincia Ontario, în Canada. Ontario e provincia unde face parte și Toronto. De unde scoteau acea energie? Unde era pusă această presă sau centrală hidroelectrică? Ei bine, într-un loc foarte, foarte renumit și anume Niagara Falls. Niagara Falls, care sunt de fapt trei cascade. Vedeți, acolo e partea americană. Vedeți, oamenii sunt îmbrăcați în albastru acolo, iar aici e partea canadiană. Oamenii sunt îmbrăcați în roșu și se fac un fel de tururi, se apropie cât mai mult de cascadă. Uitați ce puternică e. Acolo este, acolo sunt Statele Unite, treci frumos podul, iar aici în Canada, în Niagara, care e orașul făcut kitsch, e cel mai kitsch oraș din lume. Dar aici, dragi prieteni, se spune că s-ar fi aflat prima centrală hidroelectrică a lumii. Pa!